Proiectul este în circuitul de avizare interministerială și el este, după cum v-am spus, cred că și data trecută, este un proiect important care face parte din reformele asumate pe PNRR de Ministerul Dezvoltării. Termenul până la care acest proiect trebuie aprobat este sfârșitul acestui an și sunt sigur că ne vom încadra în acest termen și vom găsi soluțiile cele mai bune cu ministerele avizatoare. După cum vă spuneam și data trecută, este un proiect important pentru că schimbă total filozofia finanțării și așa cum în PNRR pe eficiență energetică este o schimbare de procedură care, din punctul meu de vedere, din evaluarea mea de astăzi, va asigura succesul acestui program pe fondul renovării, pentru că pe PNRR, pentru prima dată de când în România se implementează proiecte de eficientizare energetică de blocuri de locuințe, indiferent că ele au fost în programul operațional regional, adică finanțare europeană, indiferent că sunt pe finanțare națională, întotdeauna, până acum, implementatorul, adică statul, a solicitat, sau pe partea de fonduri europene, a solicitat cofinanțare. Și pe programul operațional regional și pe programul guvernamental erau necesare cofinanțări într-un anumit procent din partea unității administrative teritoriale, respectiv și din partea proprietarilor de locuințe din aceste blocuri, care a creat destul de multe probleme în mecanismul de implementare. Deci în PNRR este pentru prima dată când se implementează un program de eficientizare energetică cu finanțare 100%. Nici unitatea administrativ-teritorială și nici proprietarii de apartamente din blocurile de locuințe nu vor trebui să participe cu cofinanțare și eu previzionez că acest lucru va asigura în mod cert un succes pentru acest program. Nici nu sunt fonduri puține, e 1 miliard de euro numai pe partea de blocuri de locuințe și atunci credem că această schimbare de abordare a investiției va asigura succesul acestuia. La fel este și la proiectul de lege pentru consolidare de risc seismic, unde dorim să schimbăm total filozofia și să spunem că se face fără cofinanțare, astfel încât să avem cât mai mulți, dacă vreți, doritori beneficiari ale căror clădiri să fie consolidate.